asta vorbă lungă și surdă, că m-a zăpăcit zoța. Colonele! Hai că a venit după mine. Ce-i bună, Ghiță? Ce mai e? Uite ce vreau să te întreb. La șerbetul de trandafiri, așa, pui întâi zeama sau fier trandafirii și pe urmă o scurgi? E, asta întrebă el mie. Întâi pui zeama. Cine ți-a ia seama? Zeama! Zeama! Da, da, seama, uite, seama. Mamă! Mamă, lasă-l pe domnul colonel, nu mai plictisi atât. Da, pe ferește, nu mă plictisește, îmi face chiar mare plăcere. Domnișoara Elvira. Încoană, Chiță, ce voiam eu să spun? Uite, borcanul pentru șerbet e bine să fie din sticlă, nu din pământ. În pământ ne ducem cu toții. Atunci ia-o înainte. Nu, mamă, borcanul. Despre borcan vorbeam. Borcanul. Da. Trebuie să scap de astea că acum s-o trește autobuzul și plec niște obuzul. Hai cu anăchiță, hai să-ți iară borcanul ăla de care ziceam că e cel mai potrivit. Merg. Hai. Hai și dumneata, domnișoară, să te mai ocupi și de treburile gospodăriei. Ea se ocupă de poezie. Ce? O să fie sindropie? Poezie! Surda n-aude, dar le potrivește. Hai, domnișoară. Vin, mamă, vin. Hai, paița cu anăchiță, chiciule cu anăchiță. Bună ziua! Domnul colonel este aici? Domnișoara Mitsuko. Domnișoara Mitsuko... Da, îl caut pe colonel. Da, vreau să spun că situația este foarte gravă. Ce? Ce ai zis? Tu te bă că mai ești și surdă, mă. Bă, pervers colonelul ăsta. Domnișoara Mitsuko... Drăguță! La șerbetul de trandafir. Nu, dar ce e de sub de la șerbet? Extrof, țărți șerbetul să fie... Deci, domnișoara Mitsuko, deci a venit nevasta. Ai? A venit nevasta! Uleu, că mă aude toată familia. A venit... nevasta... colon... Aparatul de la București mi l-a adus Lina. Aude-a... Tu auzi, într-adevăr, mie nu-mi vine să cred, mamică. Nici mie. Auzi, ia, întoarce-te să-ți spun ceva, să vedem dacă auzi. Da, ia spune. Mamică, te iubesc mult, mult, mult. Vai de mine, și eu te iubesc, mamică, draga mea, Elvira. Ia mai spune-mi ceva, dar așa. Mamică, sunt îndrăgostită. Păi asta știam și când nu auzeam. Mamico! Dragă mea, Elvira, sunt așa de fericită, dar te rog să nu spui nimănui că am început să aud, că vreau să le fac o surpriză. Mamico, unde e Lina? Cred că e la noi acasă. Auzi, eu mă duc până la Lina să mă întreb ceva despre Niță.
Ia stai puțin, care niță, dragă, lămurești? Nu se crede al meu, mămico! Secret? Ce secret? Era dracu al dracului. Asta e gelos acum. Sora am, paznic de amantă sunt și colac peste pupăză să mai îndrăgoste și biata fată de mine. Ce ești tu, surd, în ce încurcătură am intrat eu? Ești fericită. N-aude, n-avede. Ai? Ai pe dracu. E frumos afară? Da, e frumos, e frumos. Și mai du-te! Du-te! A plecat boxorul. Acum e momentul să o scot pe Mițucu afară. Da, mă vede surda. Nu puteai să fii și chioară. Mai bine te-ai uita încolo. Să poți să scot pasta afară pe amanta colonelului. Hai? Panachițo! Tu știi cum arată un borcan pe dinăuntru? Ce? Un borcan, cum arată un borcan pe dinăuntru? Ia vino încoace, mă! Păi acolo sunt borcanele! La borcane, la borcane! Hai! Doamna este mama și unei imaculate. Doamnă, îmi cer scuze pe cuvânt. Hai, lasă. Stai liniște că nu te aude, e surdă. Ai scăpat și de data asta. Coanechițo, dă-mi voie să-ți prezint pe sora mea. Da, da. Sora mea! N-aș mai avea parte de ea. Mi-e soră! Mi-e soră cum ești dumneata, tată. Îmi pare bine. Și mie îmi pare bine. Mai vrei? Nu, mersi. Tu mai vrei? Da, nu! Dar nu vă deranjați din cauza mea. Da. Vedeți-vă de treabă. Și ea spune, firfirică, cum a fost cazul cu logodnica nevinovată, a? Te încetez să nu mai afirmi astfel de lucruri la adresa domnișoarei Elvira, da? Gândi la măsărâni. Auzi, nu ești dumneata aia în măsură să o discuți pe domnișoarea Elvira. Ia mai scutește-mă, mă, cu domnișoarele astea de pension, care până la urmă sunt mai perverse decât noi astea. Auzi, nu-ți permit. Tu nu vezi, măi, ai spus două vorbe, ai cântat ceva și ai dat-o gata. Cunosc că nu-ți permit. Bă, ce că ești prost, ești tâmpit. Ia ascultă, măi. Drepcine mă iei tu, mă, a? Da, drepcine te iau. Te iau drept o damă de cabaret. Pardon! Sunt artistă. Artistă? Știi ce? Nu-ți permit să te atingi de arta mea, da? Dar nici nu mă ating, dragă, de arta ta. Asta ești, o damă de cabaret, care a venit aici și te-ai agățat de gâtul lui Mircea, te-ai dat drept sora mea ca să-i strici logodna cu domnișoara Elvira. Ești un cretin! Ești un... O, haimana ești! Pe unde ai fost, te-au dat afară? Pardon, nu m-au dat afară, am plecat eu. Că ești prost, da-i. Ce carieră puteai face la Poenaru & Company? Firmă mare și de viitor. Păi dacă nu mi-a plăcut fata patronului. Dar la banca de credit, a? Uite că nu puteam să fac borderouri false. Dar ce poți tu să faci? În orice caz, nu pot să fac ceea ce faci tu. Adică vrei să spui că eu? Da, asta ești. Cretinule!
Discuții! Discuții familiare ca între frate și soră, da. Da. O, oh, dragul de tine. Se duc cătorule, mă. Tare drăguț, știi cum se cade, domnul Firfirică. Da, ai dat-o gata. Domnul colonel, varde de glume și Mițucu e moartă în coteț. E moartă după mine, mă. Domnul colonel, de ce a trebuit să nu se va duceți amanta în casă? Și închipuia, mă, că nevastă mea o să se întoarcă pe nepusă masă. Nu-i ce ghinionul, dracu. Da. Păi și dacă ai ști ce dor mie de ea, nici n-am văzut-o. Tot acolo e? Da, tot acolo. Mă, nu ne dă sparte decât o ușă, vorba tangoului. Aolea. Aproape ești de bine și totuși ești departe. Aolo, am avut la Lucana un cânte, nu, un coronel. Chef cu cânte. Lăsa-ți dracu cheful, iată că trebuie să nu-i facu în garnizona, că a plecat boxerul. Da, ia, nu se mai vede. De văzut nu se mai vede, da. Eu zic totuși să te duci tu să vezi, să te asiguri, să mă nu fie cumva atunci. Da, mă duc, vin imediat! Du-te și vino repede. Ce să-i faci? Cu ale vieții valuri, cu arechiță. Da. Te-ai pironit aici și nu te mai miști. Totdeauna ai fost drăguț și amabil, colonele. Da. Colonel, da. Deci nu se mai vede, gata. Nu este momentul să evacuăm garnizoana. Da, mă, dar ce facem cu surda? Ce facem cu surda aia? Atache! Descurcă-te că eu trebuie să mă duc. Să nu mai am încă... Viu, mamă, viu! Mai mișcă-te și tu, mai mișcă-te! Parcă ai fi statuie, nu surdă! Ei, lasă că plec, nu te mai supăra așa! Să intri în încurcătura asta, eh? Hai, lasă, nu mai fi supărat. Dar de ce mai facem? Bine, hai să ne gândim cum facem să o evacuăm pe domnișoara asta, Mițuca, manta colonelului. Că dacă află Lucreția, aolea, e nenorocire, e... să știi. Jar, da, cum facem? Păi fii atent, eu mă duc pe terasă, să nu vină nimeni pe acolo și tu fă-i vânt în stradă. Da. Hai, repede. Da. Arăchițo? Da. Ești un înger. Oh, ei, lasă că nu sunt chiar așa de un înger. Hai, dai zor. Ești o sfântă, ce să mă. Ei, dar ce faceți aici? A mai venit o soră de ale un firfirică. Domnișoara Mițuco! Dar de ce ții colonele așa, că te aud? Auzi cum auzi? Aud tot și știu tot. Aude și știe. E, colonele, cred că ar fi timpul să servim fetelor.